Conform unui comunicat emis de Prefectura Hunedoara, datele statistice arată că 8,2% dintre elevii înscriși în învățământul liceal și profesional din județul Hunedoara au consumat droguri cel puțin o dată în ultimul an. Subiectul a fost discutat în cadrul unei dezbateri intitulate Plan de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara. Creșterea numărului de consumatori, dar și scăderea vârstei de la care începe acest viciu, care a ajuns chiar la 12 ani, este confirmată și de către reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, urmând a se lua măsuri de prevenire a consumului de droguri. Într-adevăr, în ultimul timp observăm o creștere a consumului de droguri. Sunt din ce în ce mai multe persoane care experimentează consumul de droguri și din ce în ce mai multe persoane care trec la un consum regulat. De asemenea, ce am observat noi în ultimul timp, mai ales din profilul beneficiarilor cu care noi lucrăm, cărora le acordăm servicii de asistență, este faptul că vârsta celor care încep să experimenteze consum de droguri este în scădere. Vorbim de copii de 12-14 ani care experimentează consumul de droguri. De aceea este foarte important ca noi să ne canalizăm toate activitățile de prevenție la începând cu vârste cât mai fragile. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri emisiunea La Subiect, în care este invitată comisar Adriana Jude-Almășan, coordonator al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara.